Gheorghe Ilea a fost reconfirmat aseară în funcția de președinte al filialei locale a PSD din Vulcan. Ilea a fost ales cu unanimitate de voturi. Am avut conferința de alegeri la Partidul Social Democrat. În unanimitate, colegii m-au ales în fruntea partidului ca președinte și, sigur, a ales și comitetul executiv al organizației noastre la Vulcan. Și pe această cale le mulțumesc pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Tot aseară, la propunerea senatorului Cristian Resmeriță, Gheorghe Ilea a fost desemnat candidatul PSD pentru funcția de primar în anul 2020 la Vulcan. Domnul senator a propus organizației PSD Vulcan, a propus ca la alegerile din anul viitor, din primăvara anului viitor, a propus candidatura mea pentru primar. Și a fost votată în unanimitate.